Brutăria SC Matias din Sântimbru este o brutărie renumită aici în zonă pentru pâinea bătută. Am venit la brutăriță. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Faranisia. Aveți o pâine specială, este gustoasă, după o rețetă tradițională, cu o vechime de peste 100 de ani. Așa mi-au spus oamenii aici în zonă, scrie și afară pe geamul magazinului. De ce este atât de bună pâinea aceasta? Pentru că este o pâine care este naturală, deci nu băgăm niciun fel de aditiv, da? Aditiv. Este doar din făină, apă, sare, drojdie și acritură. Ce este acritura? Maiaua? Maiaua. Da. Am auzit că făina vine de la Baia Mare. Clienții de la Blaj, dar și din Alba Iulia, parcurg sute de kilometri pentru această pâine bătută, bătută, bătută bine. Da, o batem ca să fie mai gustoasă. Aluatul îl puneți în cuptor, el practic iese un pic înnegrit, pâinea, sau pâinea trebuie să fie aurie și apoi o luați cu făcălețul la bătut. Pâinea nu trebuie să fie arsă, să fie ca aurul, să fie coaptă. Câte astfel de pâini scoateți pe zi? Depinde. De exemplu, peste săptămână facem mai puțin. Vinerea, sâmbăta, mai mult. Pentru că oamenii circulă și care circulă vinerea, sâmbăta, sunt liberi, atunci trece mai mult. Da. În afară de pâinea aceasta rotundă, ce alte tipuri preparați? Deci avem rotundă, lungă, tip franzelă, și mai mare și mai mică, și pâine mare la 2,5 kg, care și aia este bătută de coajă. Da. Înainte, aici în zonă, cine bătea pâinea? Femeia sau bărbatul în casă? Depinde. Nu știu. Nu știu. O bate și femeia și bărbatul.